Au mai rămas câteva zile până când vor fi reluate zborurile aici la aeroportul Aurel Vlaicu, primul aeroport internațional din România. Dacă la Otopeni timpul de îmbarcare este de 2 ore, aici veți putea să vă îmbarcați în mai puțin de 60 de minute. De la Băneasa vor decola aeronave private și chartere pe distanțe scurte, iar aerogara are o capacitate de 400 de pasageri pe oră. E foarte bine că se dă în trafic și se urmează să preia aterizări și decolări de aeronave pentru a descongestiona puțin aeroportul Otopeni, care a ajuns la o congestie destul de mare. Specialiștii în infrastructură consideră că erau necesare și lucrări de extindere pentru ca Băneasa să poată prelua o parte din zborurile de la Otopeni. Pe Băneasa, în cel mai fericit caz, poți să înghesui acolo undeva la 1,5 milioane de pasageri. Nu mai mult, pentru că după aceea umbli foarte mult la calitate. Aeroportul Băneasa a fost închis în 2012 pentru că aerogara nu mai era sigură în caz de cutremur. În spatele deciziei de atunci s-au vehiculat și interese imobiliare. În 2011, clădirea aerogării, construită între 1947 și 1952, a fost declarată monument istoric. Abia în 2019 s-a semnat contractul pentru reabilitare. Iar lucrările, care au costat aproximativ 13 milioane de euro, ar fi trebuit să fie gata pentru Euro 2020, dar s-au încheiat abia toamna trecută. Este un monument istoric cu tehnologie de ultimă oră. Nu se va putea opera noaptea la el, va avea un program între ora 6 dimineața și ora 10 seara când va putea să fie operaționalizat. Sunt niște restricții comune pentru toate aeroporturile de proximitate care există și în alte orașe mari ale lumii. Trimestrul 1 anul viitor ar trebui să fie operațional. Zgomotul avioanelor a fost o problemă reclamată vehement de locuitori cu mult înainte ca aeroportul să fie închis. Din 2009, avioanele puteau ateriza și decola doar ziua, iar cei care stau acum aproape de gardul aeroportului au păreri împărțite. Deranj, da, bineînțeles, pentru că noaptea după ora 1... Cred că cel mai potrivit ar fi dacă s-ar construi un gard cu panouri fonoizolante. Sunt învățat. Dacă toată viața am lucrat pe aeroport, nu mă deranjez. Aeroportul Băneasa este al treilea, cel mai vechi din lume, încă funcțional.